Ordinea de zi a ședinței ordinare din 25.01.2024. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind activitatea asistenților personal a persoanelor cu handicap grav în anul 2023. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare de ajutor social de incluziune conform prevederii legii 1196/2016 privind venitul minim de incluziune pe anul 2024. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale survenite în anexa numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 100/08/12/2023. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grupuri de Acțiune Locală, mai tot și punctul 6. Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 109 de 15/12/2023. Punctul 7. Proiectul de hotărâre privind atestarea inventarul comunilor care aparțin domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare. Punctul 8. Hotărârea privind acordul de garantare din venituri proprii al proiectului contract stat în baza autorului Consiliului Local din 1995. Punctul 9. Proiectul de modificare a articolului numărul 1 la hotărârea Consiliului Local 24/24/2021. Dar nu trebuie să fie inițiat de domnul primar. O să fie fiecare sunt prezentat. Ca și... Astea sunt cele 9 puncte care... Sunt niște hotărâri care trebuie să fie modificate. Despre ce vorba în ce nu s-a cașa aici. Supunem la vot cu ordinea de zi. Bun, să nu am invitat. Domnul primar, cum vă oferim? Pentru ce să dai cu vot? Încep eu. Da, nu e de ce să dai cu vot. Ați primit material, discuții din marginea materiei. Da, da. Încep, vreau la primul rând. Nu, 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 deci, primul punct, alegerea precedentului de schimb pentru Consiliul Local, propunerea ce vă spune și Mulțumesc. Deci, alegerea președintelui, proiectul este însoțit de raport de specialitate de la compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate primară. Secretarul General Funii va fi transmis pe analizare comisiei de specialitate numărul 2. Deci, alegerea președintelui pentru următoarele 3 luni. Privind însușirea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din anul 2023. Iniciatorul domnul primar.
Nu vedem discuții. S-a făcut o cană să facem un apel de difuzor. Cu o să vorbim și mai rar. Dacă vorbim mai rar, mai deci, asta e însușirea raportului privind activitatea schimbărilor personale ai persoanelor de candidat 2023. Discuții, dacă avem... Nu o să da, fiți atenți un pic, urmă, dar nu vorbesc aici. Ne supunem la vot acest lucru. Cine se pentru? Cine e pentru? Împotriva țării, niciun an. Punctul numărul 3. Aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore, acte de muncă, beneficiare de ajutor de inclusiune, conform prevederii legii numărul 196 din 2016, privind venitul minim de inclusiune pe anul 2024. Deci, discuții, dacă sunt. Bine, spuneam, tot social, dar spuneam, și ce s-a modificat? Bine, bine. Și s-a modificat să facă beneficiarii. Cred că fiecare, da, în măsură, muncă care se potrivește de beneficiarii ajutorului inclusiv. Discuții? Discuții cu seama acestea. Cine este de acord? Punctul 4. Unde? Proiect de hotărâre privind îndreptarea îngrozii materiale suferite în anexa numărul 2, la hotărârea Consiliului Local numărul 100, din 08-12-2023. Discuții, cum se numește. Promovării, practic, tabelul de la ședință, fără să țină modificări. Modificările au survenit în urma dispozițiilor. Și atunci, statul de personal trebuia modificat în baza dispoziției. Luându-l din urmă, asta au fost două erori materiale. Cine este de acord cu propunerea? Cine este de acord? Următorul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grupului de Acțiune Locală Vărea Dobrogea. Deci cotizația care s-a aprobat anual. Cotizația este grupul de acțiune locală. Toate comunele care fac parte din grupul de acțiune locală la Vărea noi am plătit anumite cotizații. Noi avem 500 de lei pe an. Da. Cine ce era de acord? Contribuie la cine ar fi? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 109. Din 15-12-2023. Am constatat că unii coeficienți au un număr de persoane în cadrul tratatului de specialitate e mult prea mică, adică sub numărul de economie. Deci, în funcție de responsabilități și în funcție de funcții.
se poate să-și angajați persoane respectivi. Să mă adunăm un pic o eficiență. Mă rog. Ce asta e ideea? Personal sau toată niște coeficiente mai bădă? Da. Personal am fost încercat. Discuții pe aceștia am fost. Cine este de apoi? Punctul 7. Atestarea inventarului bunurilor care aparțin în domeniul public al Comunii Șefan cel Mare. Discuții, ce înseamnă? Către Ministerul Dezvoltării, în urma care am obținut punct de vedere, având în vedere punctul lor de vedere, trebuie să inițiem hotărâre privind atestarea de trecem în inventarul domeniului public. Vorba despre terenuri care le-am avut, ne-am vizitat. Nu, dar de la de la de la. Cine e de acord? De la nevoie, de la Mișoară, drumul care duce de la Puț, așa pe răzut, dar de vor. Cine este de acord? Știți despre ce vorba. Potriva cineva. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind acordul de garantare cu venitul copii a creditului contractat în baza hotărârii Consiliului Local numărul 95 din 22.11.2023. Vara de credit, de cum de facem? Vara de... Da, de, la, la banca transfer. Deci, cine este de acord în procesul? Numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 la hotărârea Consiliului Local, numărul 24, din 24.03.2021. S-a dat și suprafața de teren. El a venit cu cereri ca să îi diminueze suprafața de teren. Facem un act adițional la contractul inițial prin care se diminuează suprafața și se dă exact după numărul de animale. Bun. Bine. Deci, vedem. Deocamdată rămâne la dispoziția primăriei. Cine de acord? Cine de acord? Cam așa sunt proiectele care au fost supuse pe ordine de zi, așa din ce mai mulți. Discuții, dacă mai avem, bineînțeles. Acum, pe dar, pe zi, pe ce ori? Ai zis să vă rog, dar ce te poți să zic? Nu, dacă avem, nu ați fost voci. Ce să vă întrebați? Ce o ia? Eu am o problemă care e o... E în șantura.
că la ieșirea din Bogdana șoseaua principală este slabă vizibilitatea la dreapta, cum este acolo, trebuie să intri până în centru șoselei ca să poți să vezi dacă în dreapta vine altceva. Deci trebuie găsit o modalitate, nu știu, era caracterul ăla până chiar nu face. E motivat și caracterul, sunt convins că, dar nu e vizibilitate. Deci era acolo la poate. Da. Deci trebuie găsit o modalitate. Nu trebuie intră în atribuțiunile noastre. Facem la... Dar să facem la adrese, la drumul. Cei de la drumul național. Dacă da. Facem prin primărie, prin instituția primară. Da. Dar am avut o discuție când au venit la recepție. Recepția la terminarea lucrurilor. Am avut o discuție cu cei de la drumul de la Iași. Și au spus că o să analizeze, deci o să lase mai jos. Da. Sau o oglindă. Nu este soluție oglindă. Am un aras. Cum vezi cu oglindă? Am uitat și eu într-o oglindă de aia. E complicat. Mai trebuie în camion. Nu știu. Acum suntem o mare care nu mai trebuie să ai nimic. Tot am ajuns. Adică s-a protest aici? Am avut o discuție și cu consultorul. Da, proiectul așa este el. Dar după de ce pe la terminarea asta? Proiectul se mai modifică, adică la teatru, nu se mai modifică, dacă era să modifice, se modifică până acum, îl modificăm noi. Da. Doru, cât timp n-a fost lumină iluminatul public în jardin? La seară. Domn primar, dar vreau să vă răspălim tot unii.
Da, dar au fost prevăzute încheltuielile alea, au fost prevăzute și refacerea carosabilului. Vreau să zic acum, dacă tot se adună selectivul ăsta, n-ar fi mai bine să fie două zile și două zile pe lună? Selectiv și două ei? Eu am avut o discuție cu delegatul de la Romprest și am zis să vedem cum ia amploare colectarea asta selectivă și dacă o fi, să vină fiecare săptămână, fiecare marți, să vină să ia selectivul, o să aduni mai mult selectiv decât menager. Și odată, ultima vineri din lună, să vină să ia menager. Dar acum să vedem, uite, vineri o să vedem cât scot selectiv la poartă. Ar mai fi o chestie. Ar trebui specificat ce înseamnă selectiv. Pentru că în gunoiul menajer, dacă cineva a pus o capsă de la opere sau nu știu ce, ăștia au văzut și n-au luat absolut nimic. Exact. Nu, Maria, nu văzut asta. De exemplu, marți, n-a luat de la băsanerul Carnat, cum îi spun, de la vecina mea, pentru că a pus, ai tăiat via. Așa, mă rog. Locuim. Da, da, da. Da. Și nu vom veni la nevastă. Mi-a zis, că de ce ar trebui? Bărbatul consilier vă ia să vă omul. Păi, ne-a dat, să du-te la mine, vreți ce pun eu. Deci, sunt niște chestii care omul trebuie să înțeleagă. Nu pui poate tâmpere. Deci, am persoană care v-a pus hârtia de la răstăciniști și șervețele, nu? Șervia! Nu ne-a luat. Nu te luat. La mine l-a luat. Foarte bine, am făcut. Acum ai zis să și exagerea. Hârtie la hârtie. Deci nu, trebuie să ne da, da. Acum să fim realiști. În momentul în care ai un coș, nu? În care din bucătărie alungi un șervețel, nu știu ce, poți să faci selectiv o chestie micuță. Eu când zic selectiv, înseamnă că eu am o pungă la bucătării. Așa. Și tot ce este selectiv, pun în pungă aia. Când s-o împut pungă aia, mă duc și pun în sac. Și pun altă pungă acolo. Sunt mai mărunt. Uite, asta, da? Asta o pun acolo. O pun acolo în pungă aia. Nu mi se pare. Păi, dacă am și coșul de menajer, am și punga pentru selectiv, atunci nu mai există. Oricum colo, oricum colo, deci nu mai există. Care-i bunul menajer? Ce rezultă de la bucătărie? Exact, coșul. La noi, la țară, nu prea este menajer. Coșul îi dai la porci. Care au animale. Păi, nu are nimeni, pune în menajer. Dar nu pui... Acum fac altfel, scot o dată de lună menajerul și la 3 săptămâni, iar cum vine o dată pe lună selectiv, scot 4-5 sari din aia gata. Păi de aia, dacă ar fi chiar pe 4 săptămâni, ar fi mult mai... Și omul să nu stea cu atâtea... Exact, 2 săptămâni. Dacă se adună mai mult selectiv, o să vină în fiecare săptămână să ia selectivul. Exact, prin nevoie s-au luat de băieții care a trimis. Pe Gabi, cine a fost? Fiu, care a fost? Poliția locală, da. O, ce caută, așa, dar ce ia, cum adică ce caută? Păi, serviciul lor. Trebuie să știți că noi anul trecut am plătit 5 miliarde jumate mai mult decât am încasat la Pompa. Aici e problemă, da? Aici e problemă. Să plătim la greutate. Dacă oamenii pun mătul în curte și-l pun în pubelă, plătim mizeria lui degeaba. Cred că ar mai trebui să avem discuția asta în locul local. Când s-au discutat și s-au răzdiscutat și s-au specificat, specificat care e gunoiul menajer și care e reciclabil. Cred că ar mai trebui să mai discutăm. La mine a fost la poartă, pentru că aia de lugat eu la prin consilier, numele ăla. Ați văzut și... Ne-a dat timp în Consiliu și știți foarte bine cum ne descurcăm cu bugetul. Nu, dar trebuie explicat și la oameni. Păi, nu s-o explicat și la oameni. Dar nu, dar acum ne s-au pus fluturașul în Culmeroare. Da, da. Ce se pune acum? Deci, nu explică. Nu, nu, nu. 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 Nu, nu, nu
s-a apucat la grămadă. Tot ce e exact. Se pare absolut orice. Am făcut o pasă de banană, de copil cald.